Așa, dacă nu miroase grătar, nu... Așa, 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 așa. Tradițiile țigănești nu pot fi încălcate. Romii au petrecut Paștele Blajinilor așa cum au învățat, mai ales că nimeni și nimic nu i-a împiedicat. Dușan era șeful țiganilor. Și ce faceți? Ce puneți pe masă? Sărbătorim de toate, mel, drob, cozonac, ouă roșii, ce de la Dumnezeu lăsat. Asta. Trebuie un administrator. Dacă îmi reclamă administratorul în principiu aș vrea, dacă reclamă, normal că m-am sunat despre ce e vorba. Și sunt amendați? Este o amendă, da. Vreo 5 milioane, o persoană, mă, n-am dat niciodată amenzi pe chestiunea asta. Să mă uit un pic să nu scrie cumva spațiu verde și parcuri. Printre grătarele încinse și-au făcut loc și românii. Smeriți creștinii i-au chemat pe preoți la morminte ca să le citească merindele. Este ziua în care biserica, la cererea credincioșilor, face pomeniri speciale la mormintele celor plecați dintre noi, pentru ca sufletele acestora să fie așezate de Dumnezeu în odihnă, în lumină.